ultima. Bună ziua, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, declar deschisă ședința Consiliului Local al municipiului Măinești din 6 noiembrie 2020. Eu aș vrea doar pentru început să vă salut pe toți, pentru că astăzi are loc prima ședință a Consiliului Local după cea de depunere a jurământului, atât de către dumneavoastră, cât și de către mine ca primar ales. Să vă urez succes în ceea ce urmează în acești 4 ani. Sunt sigur că împreună vom realiza lucruri bune pentru comunitate, de aceea cetățenii municipiului Măinești ne-au mandatat și ne-au trimis să luăm decizii aici și deciziile pe care le vom lua noi vor schimba multe în oraș și chiar multe destine, pentru că prin decizia noastră se vor întâmpla lucruri, se vor dezvolta proiecte care astăzi se află în derulare și de asemenea și proiecte pe care le vom iniția împreună. Așa cum aminteam și la ședința când am depus jurământul, s-a încheiat mandatul unui Consiliu Local, un Consiliu Local cu care am colaborat în mod deosebit și menționez aici pozitiv, pentru că nu știu dacă câteva voturi dacă au fost de-a lungul celor 3 ani și jumătate, în care am primit un vot negativ la un proiect de hotărâre. Fapt pentru care aduc în discuție astăzi că am inițiat proiecte de hotărâre, eu, domnul viceprimar, au fost proiecte de hotărâre inițiate chiar și de consilier local, care au primit un vot pozitiv, un vot favorabil. Drept urmare, astăzi avem proiecte în derulare de 31 de milioane de euro. Sunt sigur că și pe viitor vom iniția proiecte noi și cu sprijinul dumneavoastră a tuturor le vom și implementa. Sper într-o colaborare strânsă, sunt sigur că ați înțeles mesajul meu de atunci, să înțelegeți și mesajul de azi, că nu vreau decât să construim împreună, să facem lucruri bune pentru municipiul Măinești. Și sunt sigur că atunci când ați pornit la drum, ați făcut o campanie electorală, s-au văzut și neajunsuri în municipiul Măinești și nu suntem singuri din România, nu suntem singuri de pe pământ care avem neajunsuri, dar putem împreună să le acoperim și pe acelea. Nu se vor putea realiza în proporție de 100%, de la an la an, de la zi la zi, apar lucruri noi, dar împreună sper să facem lucruri bune și să mă înțelegeți atunci când vă voi solicita votul, că nu vreau altceva decât să construim și să aducem proiecte și bani în municipiul Măinești. Vă mulțumesc, succes tuturor în continuare. Mulțumesc, domnule primar. Să parcurgem ordinea de zi de astăzi pe care ne-am propus-o. Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu articolul 133 aliniatul 2 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, ați fost convocați astăzi în ședință extraordinară conform dispoziției 781/2020 a primarului municipiului Măinești. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți consilierii validați în funcție ai Consiliului Local al Municipiului Măinești. De asemenea, vă informez că la această primă ședință, de altfel cu un caracter restrâns, dat fiind contextul pandemic în care ne aflăm, participă directorii instituțiilor de învățământ din Municipiul Măinești, conducătorii unor instituții publice din Municipiul Măinești, de asemenea, conducătorii de arme din municipiul Măinești, ai instituțiilor publice ale statului. Pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local, conform articolului 123 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 prin codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, va trebui să alegem un președinte de ședință pentru o perioadă de maxim 3 luni. Înainte de a trece la alegerea președintelui de ședință, o să vă spun atenției proiectul ordinii de zi al ședinței de astăzi. Primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Măinești. Al doilea punct, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru alegerea viceprimarului Municipiului Măinești. Punctul numărul 3, proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Măinești. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Măinești, județul Bacău. În vederea parcurgerii primului punct de pe ordinea de zi, respectiv a proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Măinești pentru următoarele 3 luni, vă rog, domnilor consilieri în funcție,
să faceți propuneri în acest sens. Domnul consilier Botezatu. Propuneți, domnul consilier Bradu. Mulțumesc. Alte propuneri dacă mai sunt? Îl propun pe domnul Marcin Negel. Mulțumesc. O să supunem la vot cele două propuneri. Da? Având în vedere că nu sunt constituite comisiile de specialitate, deci nu avem cum să dăm aviz, o să supun plenului Consiliului Local cele două propuneri. Prima propunere este alegerea președintelui de ședință în persoana domnului consilier Priatne Nicolae. Cine este pentru? Care vor face propunerile pe parcursul ședinții. Rog pe doamna secretar general să anunțe grupurile. Da. Grupul PNL. Propunere pentru desemnarea domnului grup. Domnul consilier Bracna Nicolae. Da? Grupul PSD. Eu. Domnul consilier. Domnul Marco Alexandru. Domnul Marco Alexandru. La Pro-România avem domnul consilier Marcin Angel. Da? Vă rog. Cum pe domnul Lini Pascal. Domnul Pascal. Da. Supun la vot pe rând propuneri pe cine este pentru alegerea domnului Breahnă? Voturi împotrivă? Abțineri? Cine este pentru alegerea domnului inginer Budacă? Voturi pentru? Împotrivă?
Abțineri? În realitate, voturile au fost ales. Cine este pentru alegerea domnului Margine? Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, voturile au fost ales. Cine este pentru alegerea domnului Pascalini? Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci și dânsul a fost ales. Scuzați-mă, vă rog să încerc scuze. Pentru domnul consilier de la USR, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. În realitate de voturi și dânsul a fost ales în comisia de numărare a voturilor. Supun la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerile. Se aprobă proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru alegerea viceprimarului municipiului Moinești. Deci, așa cum am stabilit, am supus la vot, cu unanimitate de voturi, comisia este formată din cei 4 reprezentanți ai grupurilor și au fost aleși în unanimitate, nu sunt voturi împotrivă, nu sunt abțineri. Punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Moinești. Constituim comisia, dar am stabilit pe lidere. Da. Să stabilim, dacă sunteți de acord ca cei care au fost nominalizați ca lideri să fie și comisia de numărare, poate, da? Deci, supunem la vot propunerea ca cei care au fost nominalizați să fie și în comisia de numărare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Mulțumesc. Deci, comisia este alcătuită din cei 5 care au fost nominalizați. Punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Moinești. În conformitate cu dispoziția articolului 152 aliniatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, Consiliul Local alege din rândul consilierilor viceprimarul. Articolul 148 aliniatul 1 din același act normativ prevede că localitatea noastră are un viceprimar. Alegerea viceprimarului se face prin vot secret pe bază de buletin de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care vă veți exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat. Dacă cuvântul da apare în interiorul a două patrulatere, buletinul de vot este nul. După exprimarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales consilierul care a obținut votul majorității absolute a membrilor în funcția Consiliului Local, respectiv minim 10. Dacă niciun candidat nu a întrunit această majoritate, se organizează un al doilea tur la care participă primii doi clasați din primul tur și se declară câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 10. Având în vedere cele prezentate, vă rog să faceți propuneri. Da, eu o să fiu primul, pentru că permite codul administrativ ca atât consilierii cât și primarul să facă propuneri pentru alegerea viceprimarului. Am ales că eu să fac prima propunere. Dar înainte de a face propunerea, așa cum știți cu toții, în urmă cu o săptămână și ceva, am avut ședința prin care Consiliul Local a încheiat mandatul și tot atunci s-a încheiat și mandatul domnului viceprimar ca atât din calitate de consilier, cât și cea în calitate de viceprimar. Eu vă pot spune că pentru activitatea desfășurată în cei 3 ani și jumătate alături de mine și de Consiliul Local, cât și de colegii mei din aparatul de lucru, domnul viceprimar poate primi felicitări astăzi pentru ceea ce a făcut, pentru că într-adevăr a făcut. Nu a fost un viceprimar doar de etichetă, doar un viceprimar să stea în birou. A fost un viceprimar al terenului, un viceprimar care s-a implicat în toate activitățile pe care noi le avem și le avem în general pe domeniul public. Pentru că știți cu toții, am delegat atribuții viceprimarului, activității de domeniul public și privat, activității direcției de utilități publice, de spațiu locativ, activități care
sunt în spațiu public permanent, acolo unde trebuie să fie viceprimarul, acolo unde trebuie să fie directorii și șefii de serviciu a acestor servicii și direcții, acolo unde trebuie să fie permanent activitatea, acolo unde este cel mai vizibil în fața cetățenilor, pentru că sunt lucruri care pot apărea peste zi atunci când trebuie să schimb programul peste zi atunci când apar lucruri noi. Sunt probleme peste zi, au fost calamități neprevăzute, au fost crize a deșeurilor, au fost toate cele rele, dar au fost și lucruri bune, nu au fost numai rele. Le-am depășit pe fiecare, vă spun și cu sprijinul domnului viceprimar, domnul Breacnă, care a dovedit că poate face acest lucru și l-a făcut cu sărbuință. Astăzi decidem împreună cine va fi noul viceprimar al municipiului Moinești. Și spun noul pentru că voi face o propunere astăzi. Așa cum v-am spus, i-am mulțumit domnului Breacnă pentru ceea ce a făcut. Dumnealui o să vă explice și o să vă spună în cuvântul dumnealui. A declinat acest lucru și își dorește în continuare să fie alături de echipa primăriei, de echipa Consiliului Local. Își dorește să fie implicat atât în activitatea politică cât și cea administrativă. Este un consilier și va fi un consilier activ, zic eu, și cred că merită felicitat pentru ceea ce a făcut acum și să-i urăm succes pentru ceea ce urmează să facă în calitatea dumneavoastră de consilier și cetățean al municipiului Moinești. M-am gândit foarte mult în ultima vreme la ceea ce urmează. Va fi un mandat dificil, un mandat destul de greu, având în vedere numărul proiectelor care le avem de implementat, având în vedere că urmează o nouă sesiune de finanțare cu fonduri europene în perioada 2021-2027. Trebuie să inițiem proiecte noi și pot să vă dau o veste bună că pentru sesiunea următoare deja avem în derulare, se scrie SF-ul și PTH-ul, proiectul tehnic. Pentru acel proiect care vi l-am spus și acum două săptămâni, ieri am primit adresă de la ADR, că a fost admis la finanțare studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru proiectul de mobilitate 2. Acel drum național va fi modernizat cu trotare, preluare de ape pluviale, cele două poduri, pistă de bicicletă de la avion până la sensul generatorului de la Găzărie, sistem de supraveghere pe piste. Deci ce se întâmplă cu mobilitate 1 se va repeta în mare parte și pe acel tronson. Deja depunem documentele până pe 12 și iată un nou proiect va avea municipiul Moinești în sesiunea ce urmează, la care deja se lucrează. De aceea vă spun că trebuie să inițiem proiecte noi. Avem nevoie de colaborare cu Consiliul Local. Am nevoie personal și eu și aparatul de lucru al primăriei și dumneavoastră Consiliul Local de sprijinul viceprimarului care va fi ales. Pentru că viceprimarul este cel care ține locul primarului, viceprimarul răspunde de activitatea pe domeniul public, viceprimarul are responsabilități și trebuie să ia decizii atunci când merge în teritoriu sau când rămâne să conducă primăria, pentru că de multe ori primarul pleacă la 4 dimineața, vă spuneam, se întoarce a doua zi sau noaptea târziu, are și primarul dreptul la un concediu de odihnă și, Doamne ferește, să nu fie cazul și de alte concedii. Dar eu sper să mă țină Dumnezeu sănătos, să putem face lucrurile așa cum mi le-am propus eu și cum vi le propun și dumneavoastră pentru binele comunității, să vină un viceprimar alături de mine, să înțeleagă că este nevoie de implicarea lui, să înțeleagă că viceprimarul nu are un program de 8 ore de lucru, începe dimineața de vreme, nu pot să dau eu o oră aici, pentru că de multe ori încep de când se face ziua și nu se termină niciodată când se întunecă. Pentru că, vă spuneam, sunt cazuri când trebuie să intervii și la 2 noaptea la un incendiu și la 4 dimineața la inundații și ori de câte ori are nevoie cineva în municipiu să fim în ajutorul dumnealor, pentru că de-aia ne-au mandatat și ne-au ales să-i reprezentăm. De aceea, m-am uitat în lista mea de consilieri și cu siguranță vă aștepta să fac o propunere de la partidul pe care îl reprezint și știți cu toții asta, mulțumesc cetățenilor că au votat și am o majoritate în Consiliul Local și stă în decizia noastră să alegem și un viceprimar și cred că așa va fi. M-am gândit la partea scrierii proiectelor, la partea ceea ce înseamnă o colaborare cu instituțiile statului, cu instituțiile din municipiul Moinești, chiar și cu instituții de peste votare. Știți cu toții avem și înfrățiri și urmează să mai facem deja
realizat câteva demersuri, dar la momentul ăsta, datorită pandemiei, nu putem interacționa cu reprezentanții altor localități decât online și pentru a finaliza un astfel de proiect trebuie să ne întâlnim, să facem schimb de vizite și de proiecte. O să mai dureze un pic, dar m-am gândit întotdeauna că un suflu tânăr în primărie poate aduce un plus dacă este voință să învețe, dacă este voință să facă lucruri bune alături de un primar care a dobândit această experiență de-a lungul a 30 de ani. Pornind de la o vârstă fragedă, atunci vreo 25 de ani, când a venit în primărie în 90, iată astăzi pe funcția de primar și datorită experienței pe care am acumulat-o în cei 30 de ani. Nu m-am gândit doar la prezent, nu m-am gândit doar că trebuie să avem un viceprimar 4 ani și după aia să luăm iar o decizie, m-am gândit și pe viitor și de aceea propunerea mea pentru viceprimar este domnul Gănuș Bogdan. Da. Mulțumesc. Deci am reținut propunerea domnului primar, este domnul inginer Legănuș Bogdan. Dacă mai sunt și alte propuneri. Poftiți. Să vă puțin microfonul, vă rog. Dacă se poate. Da, mulțumesc frumos. Înainte de toate vreau să vă spun că mă bucur că sunt iarăși alături de dumneavoastră. Domnule primar, eu am avut discuții cu colegul meu de la PMP, știm că suntem în minoritate, știm că la ora actuală politica 10 este mai mare decât 9 și înțelegem foarte bine acest lucru. Totodată suntem de acord cu faptul că, și cred că ați ajuns la cuvintele mele, că în sfârșit trebuie să avem tineri și după cum vedeți suntem destui tineri aici în Consiliul Local. Totodată ați spus de experiență și noi ne-am gândit, fără vreo altă chestie politică la mijloc, că cel mai util și persoana potrivită pentru funcția de viceprimar, noi să-l propunem pe domnul Burcaru Ionel. Nu este o propunere făcută ca vreun alt joc politic, ci o propunere făcută în urma anilor și a colaborării pe care le-am avut de-a lungul timpului. Totodată avem aici la punctul 2, scrie vot secret. Sper să fie secret și sper, de data asta, să avem toți aceeași culoare la fix. Mulțumesc! Da. Întâi să îmi permiteți să cerem acordul domnului Legănuș Bogdan de a fi trecut pe listele de imediat. Pe lista de vot. Domnul inginer, sunteți de acord? Dumnezeu, în primul rând, mă simt nu de acord, total de acord și onorat pentru această propunere. Consider că domnul primar a spus și a pus punctul pe ei când a zis că vrea un suflu tânăr, un om cu viziune, lucru ce am demonstrat și în cariera de la OEV Petrom de 5 ani de zile. Am lucrat cu diferiți oameni, diferite naționalități și pe proiecte mari și mă simt total onorat. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Domnul profesor Burcaru. Bună ziua! Mulțumesc mult pentru propunerea pe care ați făcut-o. Sunt o persoană care îmi asum toate responsabilitățile. Vă mulțumesc și atât. Refuz această propunere. Deci, refuzați să fiți trecut pe listele. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog. Propun pe domnul Marco Alexandru. Deci, s-a propus domnul Marco Alexandru. Domnul Marco Alexandru, poftiți. Mulțumesc colegului meu pentru propunere. Da, sunt de acord. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte propuneri. Nefiind alte propuneri, poftiți. Doamna secretar, poftiți. Președinte, având în vedere că domnul Marco Alexandru este și lider de grup și a fost și propus în Comisia de numărare a voturilor, dar fiind acceptarea propunerii dumneavoastră pentru a participa la candidatura de viceprimar, vă rog să desemnați un alt membru în Comisia de numărare a voturilor. Mulțumim.
supun la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Deci înseamnă că domnul Cratana va fi în comisia de numărare a voturilor. Mulțumesc. Domnilor consilieri, domnul consilier, acesta este buletinul de vot. Imediat vom imprima cele două propuneri pe acest buletin de vot, după care o să parcurgem procedura de votare. În dreapta mea este asigurată o încăpere în care poate fi exercitat în mod secret votul. Veți primi în ordine alfabetică fiecare, după nominalizare, buletinul de vot. Veți intra, veți vota și se va pune acel buletin în urnă, după care, în urna pregătită, după care comisia de numărare se va întruni, își va desemna un președinte și un secretar și va întocmi raportul după numărătoarea voturilor. Vă rog, tehnicul, să imprimați buletinul de vot. Doamnelor, domnilor consilieri, dacă sunteți de acord, să parcurgem procedura de vot. Domnul Acatine Istorin. Domnul președinte, va amâna un buletin de vot. Nu contează. Amânează un singur buletin de vot. Pe buletinul de vot. Propunerile dumneavoastră înscrise se vor exercita ca și vot secret prin înscrierea cuvântului da în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat. Cu utilizare, buletinul se împăturește și va fi introdus în urma care este în patrul dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Lăzărăie, Raluca Maria. Domnul consilier, botezatul Silviu Gheorghe.
Domnul consilier, botezatul Sorin. Domnul consilier, Busuioc, Iulian. Domnul consilier, Catana, Cotrin Ionuț. Domnul consilier, Chiricheș Fănel. Domnul consilier, Gârlea Alexandru. Domnul consilier Gheorghe Corneliu. Domnul consilier de rămân Bogdan Drăgoș. Domnul consilier Marco Alexandru Cătălin. Domnul consilier Martin Angelo. Domnul consilier Bogdan Iulian.
Domnul consilier Palașanu Mirel. Domnul consilier Pascalini Mirna Alexandru. Domnul consilier Curcan Ionel. Și domnul consilier Răul Sergiu Ionel. Mulțumim, având în vedere faptul că s-a exercitat dreptul de vot de către toți consilierii locali din municipiul Mănești, rog Comisia de numărare a voturilor să se întrunească domnul Pascalin Emin Alexandru, domnul Catana Codin Ionuț, domnul Lulată Cristiner, domnul Margi Mugelu și domnul Breacna Neculai. Vă rog să vă desemnați un președinte și un secretar al comisiei și să vă deplasați alături pentru a număra voturile pentru alegerea viceprimarului municipiului Mănești. În acest context, o să vă mânez un proces verbal. Un proces verbal pe care vreau să vă comisiei din Mărani.
Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei de numărare a voturilor. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru alegerea viceprimarului municipiului Măinești, încheiat astăzi 6-11-2020. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret este formată din Leahnă Neculai, Budac Cristinel, Margin Gelu, Pascalin Nimini, Catane Ionuț. Comisia a procedat la numărarea voturilor, rezultând următoarele. Domnul consilier Legănuș Bogdan a obținut 13 voturi valabile exprimate, voturi nule 3. În consecință, domnul consilier Legănuș Bogdan a fost ales în funcție de viceprimar al municipiului Măinești. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru domnul Marcu. Domnul Marcu a obținut un număr de 3 voturi. Deci 13 domnul Legănuș Bogdan, 3 sunt nule și 3 a obținut domnul Marcu. Așa. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnule primar pentru propunere. Vă mulțumesc domnule vice. Mulțumesc Consiliul Local. Întregului aparat de lucru a Consiliului Local și celor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Mulțumesc echipei primăriei municipiului Măinești cu care voi conlucra de acum înainte. Va fi o relație fructuoasă, zic eu, alături de domnul primar, alături de voi, alături de Consiliul Local. Consider că principala trăsătură pe care trebuie să mergem în următorii 4 ani, e cum am depus și jurământul, pentru binele locuitorilor municipiului Măinești. Vom conlucra împreună și Măineștiul va deveni exact cum ne dorim pentru copiii noștri și pentru toți bunicii și părinții. Vă mulțumesc încă o dată! Vreau să mulțumesc și eu celor care m-au votat și să-i urez succes colegului meu în nou mandat de 4 ani și să-i spun că o să aibă susținerea OSR-ul la toate proiectele, dacă o să fie bune, și să-i mai urez încă o dată succes! Alegerea viceprimarului municipiului Măinești în persoana domnului inginer Legănuș Bogdan. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, domnul inginer Legănuș Bogdan este viceprimarul în funcție pe mandatul celor 4 ani care urmează, alături de domnul primar Valentin Bieru. Să-i îl felicit pentru acest pas făcut și pentru alegerea pe care am făcut-o noi astăzi. Sperăm ca în primărie și în rândul nostru să fie un suflu tânăr și să insufle putere de muncă la toți cei din jurul nostru. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor cu care am conlucrat, și anume domnului primar Valentin Vieru, domnului senator Viorel Ilie, doamnei secretar general Marlena Dărlău, pentru faptul că am format o echipă și am reușit să îmi îndeplinesc toate atribuțiile de viceprimar, să mulțumesc Consiliului Local care m-a sprijinit în toate hotărârile pe care le-am luat și de asemenea întregului colectiv din primăria Măinești cu care am lucrat în condiții foarte bune și în rândul căreia am întâlnit și sunt numeroși specialiști. Și în mod deosebit să mulțumesc și celor cu care am lucrat eu în special. Cei de la Direcția de Utilități Publice, de la Direcția Domeniului Public și Privat, de la Poliția Locală, de la celelalte compartimente, îmi cer scuze, poate nu am enumerat pe toată lumea, dar cu toate am avut o conlucrare foarte bună. Sper că un Bogdan, și mai este un Bogdan în primărie,
foștii mei elevi și ai soției mele, să, care erau și foarte buni matematicieni atunci când am lucrat cu ei, să aibă o contribuție deosebită la dezvoltarea municipiului Moinești și totodată se urez mult succes domnului viceprimar, să-l asigur de tot sprijinul meu și ori de câte ori va avea nevoie, voi fi alături de el și de echipa primăriei și a Consiliului Local. Vă mulțumesc! Da, mă rog. Trebuie să-i adresez și eu felicitări lui Bogdan, să-i urez succes. Să-i spun că nu-i va fi ușor și uneori, dacă voi fi mai sever cu el, să știe că ocupă o funcție de demnitate publică cu responsabilitate și trebuie să-și facă treaba. Și dacă nu se aliniază, așa cum și eu atunci când eram viceprimar, m-am aliniat cerințelor primarului de atunci și iată că astăzi am ajuns primar, nimeni nu-i vece pe o funcție. Să știți, e o funcție ocupată vremelnic și atâta timp cât îți dai interesul și vei fi de folos echipei din primărie, echipei Consiliului Local, vei deține această funcție și vei lucra cu noi. Am observat aici și propuneri, mă bucur că a mai fost o propunere, tot un suflu tânăr, așa este democratic, eu le mulțumesc celor care au ales propunerea mea, îi felicit și pe ceilalți care au ales o altă opțiune, dar așa cum vă spuneam, trebuie să respectăm și votul majorității din municipiul Moinești și astăzi, dacă cetățenii mi-au dat încredere mie ca primar, iată și mare parte din Consiliul Local a dat încredere unui nou viceprimar, unei echipe la primăria Moinești și zic eu că vom face o treabă bună. Mulțumesc, succes în continuare tuturor! Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Moinești în județul Bacău. În conformitate cu dispoziția articolului 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare după constituirea Consiliului Local și după constituirea Consiliului Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Consiliul Local, al cărui mandat a expirat, a avut un număr de 3 comisii. 1. Comisia pentru activități economico-financiare, social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, formată din 7 membri. 2. Comisia juridică de disciplină, de muncă, protecție socială, protecție copii, turism și sport, formată din 5 membri. 3. Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului, urbanism, gospodărie comunală și protecția mediului, formată din 7 membri. Vă consult dacă sunteți de acord cu numărul de 3 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate de voturi, deci Consiliul Local va avea 3 comisii. Trecem la alegerea comisiilor, membrilor comisiei pe domenii de activitate, din care vor face parte numai consilieri. Și ca lider de grup să-mi permite să fac propuneri. Pentru Comisia pentru Activități Economice, Financiare, Social, Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie. Propun pe domnul Botezatu Sorin, Alăzăroaie Raluca, Rău Sergiu, Legănuș Bogdan, Mocanu Iulian, Marco Alexandru, Dârlea Alexandru. Dacă mai sunt și alte propuneri, sau să le spun pe toate. 2. Comisia juridică. Breagnă Neculai, Ghiu Corneliu, Busuioc Iulian, Margine Gelu, Pascalini Nini. 3. Comisia pentru activități de urbanism și amenajarea teritoriului. Urcaru Ionel, Acatrinei Sorin, Palașanu Mirel, Botezatu Silviu, Budacă Cristin, Catană Ionuț, Chiricheș Pănel. Dacă ați identificat comisiile și dacă sunt alte propuneri sau modificări.
din partea liderilor celorlalte grupuri politice. Din partea celorlalte lideri din grupuri politice. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. În unanimitate de voturi, cele trei comisii au fost alese. Urmează ca fiecare comisie să-și aleagă un președinte și un secretar. La Comisia de, pentru Activități Economico-Financiare, unde este domnul Botezatu Sorin, alături de Raluca. Propun pe domnul Botezatu Sorin, președinte. Dacă mai sunt și alte din cadrul acestei comisii. Secretar. Domnul Botezatu, faceți o propunere. Alăzăroaie, Rău, Legănuș, Mocanu, Marcu, Dârlea, domnii... Pe doamna Alăzăroaie, da. Mai sunt și alte propuneri? Supun la vot. Deci, supun la vot... Doar Comisia de Urbanism. Doar Comisia. Doar Comisia de Urbanism. Domnul Botezatu. Nu de urbanism, de activități economice. Doar Comisia de Activități Economice. Vă rog, domnul Botezatu. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Deci domnul Botezatu va fi președinte. Alăzăroaie Raluca, doamna Alăzăroaie, secretar. Comisia respectivă. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Deci doamna Alăzăroaie este aleasă secretar al comisiei. Voteze doar comisia. Deci doar comisia votează. La comisia juridică sunt 5. Breahnă, domnul Ghioc, domnul Busioc, domnul Margine, domnul Pascalini. Președinte, faceți o propunere din cadrul comisiei. Domnul Ghioc, poftiți. Domnul Breahnă. Mulțumesc. Altă, propun pe domnul secretar, pe domnul Busioc Iulian. Cine este pentru ca domnul Breahnă să fie președintele comisiei? Noi votăm numai cei de la comisie. Propunerea ca domnul Busuioc Iulian să fie secretar. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la Comisia de Urbanism. Avem domnul Purcaru, domnul Acatrini, domnul Paloșanu, domnul Botezatu Silviu, domnul Budacu Cristi, domnul Catane Ionuț, domnul Chiricea Șpanel. Faceți o propunere de aici pentru președinte. Propun pe domnul Acatrini. Domnul Acatrini. Propun pe domnul Burcaru încă o propunere pentru comisia aceasta. Dacă mai sunt și alte propuneri. Acum stabiliți dintre cei doi în comisie care-i președinte, care-i secretar. Domnul Burcaru, domnul Acatrini. Hotărâți. Domnul Purcaru, președinte. Domnul Purcaru. Și secretar, domnul Acatrinei. Supunem la vot propunerea. Domnul Purcaru să fie președinte. Cine este pentru? Votează comisia numai. Voturi împotrivă? Abțineri? Cine este pentru ca domnul Acatrinei Sorin să fie secretar? Voturi pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. În unanimitate de voturi, deci s-au stabilit comisiile și președintele și secretarii de comisii. Așa. Da. Eu aș vrea să intervin puțin înainte de finalul ședinței, pentru că de-a lungul celor 12 ani am desfășurat o activitate în comisiile comună. De ce acest lucru? Pentru că sunt puse în discuții proiecte de hotărâre și, în general, aceste proiecte se discută la comisie. Pot ridica consilierii diferite probleme și de ce să le discutăm pe fiecare comisie în parte, când putem fi toți prezenți, putem lua o decizie comună cu care să mergem în plenul Consiliului Local și de fiecare dată cred că am mers cu o propunere bună și și-am primit avize favorabile proiectele de hotărâre în comisie. Și au mers în plen și au fost votate. De aceea vă rog
să acceptați în continuare și să votați acest lucru dacă sunteți de acord, să avem aceste ședințe înainte de ședința Consiliului Local, să dezbatem împreună, bineînțeles, pe fiecare comisie se va da avizul separat, să dezbatem împreună proiectele de hotărâre și să le aprobăm, să le promovăm în Consiliul Local. În speranța că veți fi de acord, sunt sigur că această propunere, așa cum s-a dovedit, este constructivă, așa va fi și pentru mandatul ce urmează. De asemenea, vedeți că în fiecare comisie am ales sau m-am consultat cu colegii mei să facă parte din toate partidele politice, să putem lua decizii pertinente și să fim mulțumiți atunci când vom trage linie la sfârșitul mandatului că am făcut o alegere bună. Mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați realizat azi, pentru votul dumneavoastră, pentru că avem nevoie de urgent de o ședință de Consiliu. Cred că pe data de 12 va avea loc o ședință extraordinară aprobată la Consiliul Local, având în vedere materialele care s-au strâns pentru a fi supuse aprobării de-a lungul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie. Și cred că sunteți în asentimentul meu și sunteți de acord ca joia viitoare stabilim ora împreună, poate ora 14-15, să ne întâlnim să avem ședința de Consiliu, da? Dacă aveți altă propunere, vă ascult. Dacă e plecat cineva. Dacă mai sunt și alte intervenții. Dacă nu, ordinea de zi fiind demnizată, declară lucrările ședinții Consiliului Local. Mulțumesc de participare.